Chiar mă uitam aici, cred că ne pregătim de război și vă spune un reprezentant al unei țări care are graniță cu Ucraina și care a avut ocupație sovietică zeci de ani. Și vă spun că din punctul de vedere al românilor nu este acceptabil nimic din ceea ce se vorbește aici. În loc să alocați atâția bani pentru înarmare, părerea mea este că ar trebui să alocați timp și bani pentru pace. Pacea nu se face cu înarmare, și iar înarmarea și consolidarea industriei de armament înseamnă și trimiterea de oameni la moarte. Și aș vrea să vă întreb pe toți, ați vorbit cu cetățenii statelor pe care îi reprezentați dacă sunt de acord să moară pentru acest război care, cu tot respectul, ține din 2014. Din 2014, Ucraina și Federația Rusă se bat pe niște teritorii. Este vorba de chestiuni istorice, este vorba de pacturi pentru Molotov și așa mai departe, n-am să intru în aceste lucruri. Dar, de exemplu, în România, cât să ne mai putem împrumuta când 70% din români trăiesc în sărăcie, iar 30% trăiesc sub pragul sărăciei? România nu se mai poate împrumuta. Nu mai avem industrie, nu mai avem agricultură, fermierii au fost falimentați de către exportul acesta de cereale al Ucrainei, care cu tot respectul nu respectă nici o dispoziție legală a Uniunii Europene. Șoferii ucraineni umblă cum vor, sunt beți, ne-au omorât destui oameni pe străzile, pe străzile din România. Cred că ar trebui să vă aplecați, să ne aplecăm cu toții către pace. În România, pentru această industrie și pentru intrarea în război, să știți că trebuie făcut referendum conform legislației și sunt avocat și vă spun că avem mari probleme, iar peste 90% din populația României se opune înarmării României și cheltuirii acestor bani pe înarmare. Și aș vrea să vă întreb, aici este comisie, imediat, aici este comisie de înarmare sau comisie de industrie? Ce faceți cu celelalte industrii care au falimentat? Cu IMM-urile care au falimentat, care a distrus toată economia tuturor statelor, nu numai a României. În acest context, dacă vă este frică de Putin să negociați pacea, mie nu mi-e frică, vă pot reprezenta Uniunea pentru încheierea păcii. Mulțumesc! Hai, să vedem cum vine. Avem treabă aici. Da. Ia să vedem. Bună ziua tuturor de aici din Parlamentul European, unde astăzi m-am simțit ca în Parlamentul Ucrainei. Nu știu dacă ați urmărit pe site-ul Parlamentului European ce s-a întâmplat la Comisia ITRE, adică Industrie, Cercetare și Energie. Astăzi a fost a doua ședință. În fapt, o primă ședință reală raportată la problemele pe care le consideră importante Comisia... Doamne, de sună în continuu. Dar să știi că nu văd aici. Lasă că dă. Ești pe oficial? Da. Da. Foarte greu intră. Pe care le consideră comisia extrem de importantă. Da, ăștia se uită la mine ca și când aș fi venită de pe altă lume. Pentru că am fost singura care a vorbit de pace. Și ulterior, cei 4 sau 5 care au luat cuvântul după mine s-au referit exclusiv în jumatea lor de minut, sau mă rog, cât au fost 2 minute, dacă au avut intervenție, jumătatea intervenția lor, numai la, la ceea ce am spus eu. Pe scurt, astăzi directorul general al Comisiei Europene a venit în Comisia ITRE pentru a-și prezenta programul raportat la dezvoltarea industriei de armament. În niciun caz altă industrie, ci industria de armament. A fost un expozeu de, eu știu să zic, o oră și ceva, în care am înțeles că deși statele Uniunii Europene sunt suverane, totuși nu sunt suverane. În sensul că vor trebui să se împrumute pentru a se înarma. O oră și ceva am ascultat despre interesele Ucrainei, despre căderea e Rusia,
despre războiul început în 2022, despre cum trebuie să ajutăm Ucraina și, atenție, Ucraina va fi tratată ca un stat membru al Uniunii Europene. Deci pe mine acest lucru m-a oripilat. Hai să ne aducem aminte că noi suntem stat membru UE de 17 ani, dacă nu mă înșel. Intrăm pe al 18-lea și aduceți-vă aminte câte sacrificii am făcut noi pentru a putea accede în Uniunea Europeană. Câte MCV ne-au dat pe justiție, câte sancțiuni, câte amenințări, cum ne-au pus femeiul pe cap, cum ne-au pus să ne schimbăm toată legislația. Ucraina până în 2022 era considerată un stat cu trafic de droguri, cu trafic de carne vie, un stat care nu respecta absolut nimic, nici drepturile omului, nimic. Dintr-o dată, din 2022, Ucraina, vezi, Doamne, intră în război cu Federația Rusă și se transformă dintr-o dată într-un stat european unde drepturile omului sunt complet respectate. Nici noi nu respectăm drepturile omului cum le respectă Ucraina, evident, este o glumă. Dar s-a vorbit despre programul de înarmare ODIP. S-a vorbit despre 500 de milioane de euro pentru industria de armament. Asta e numai una dintre sumele pe care aceștia le inițiază și, bineînțeles, solicitarea către toate statele Uniunii Europene de a se împrumuta pentru înarmare și discutau că au nevoie de 2 milioane de cum se numesc astea? Obuze? Nu obuze. Grenade, producție pe an. Vine altul și spune că nu, 2 milioane de grenade pe an e puțin. Au nevoie de cel puțin 2 milioane de obuze pe an ale Ucrainei și de grenade au nevoie de vreo 2 miliarde la nivelul Uniunii Europene. Păi, fraților, fiți atenți aici. Deci, atenție ce vă spun. Apoi vine unul și spune, vai, dar ce ne facem că nu ne mai împrumută băncile? Pentru că nu intră în sfera lor de influență, nu intră în interesele lor, nu e treaba lor, ba mai mult decât atât, pun firmele care produc în industria de armament să-și închidă conturile la aceste bănci, pentru că băncile nu sunt interesate pentru a încasa bani de pe urma industriei de armament. Nu am auzit nici unul, dar nici unul, nici măcar acele persoane, acei deputați europeni care sunt considerați extremiști, da? Ca mine, așa. Nu i-am auzit vorbind despre pace. Până și pe Donanțu, că am așteptat să văd... ECR. E de la ECR, da? E vicepreședinte. Și a mai fost încă unul la ECR, e vicepreședinte, da? Am rămas siderată să o aud, cum e prea puțin. E prea puțin cât se cheltuie pe înarmare și că au nevoie de fonduri și mai mari ale Uniunii Europene. Nimeni nu a vorbit de interesele celelalte industrii, de fermieri, de drumurile distruse, de tot ceea ce au pățit statele care cel puțin au graniță cu Ucraina sau cele din spațiul ex-sovietic. Mai mult decât atât, când a revenit domnul director general la răspunsul la întrebări, a menționat că se bazează foarte mult inclusiv pe implicarea Serbiei, care vinde armament Ucrainei. Eu mă îndoiesc că Serbia vinde armament Ucrainei, iar dacă vinde, înseamnă că rușii fac mișto de Ucraina, pentru că tot armamentul sârbilor vine de la ruși, ei sunt foarte buni prieteni, ceea ce înseamnă că rușii produc armament, dau sârbilor și sârbii vând ucrainenilor. Deci, mai mare mișto făcut de Putin față de Ucraina, nici că am văzut.
și că trebuie să implice și Republica Moldova și că, bun, evident, îmi vine și mie rândul să vă vorbesc. Dar vorbind despre pace, următorul deputat, ca eurodeputat care a luat cuvântul după mine, zice, vreau să-i răspund colegei din România cu un dicton latin. Si vis pacem, parabelum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Este o expresie latină folosită de Publius Flavius Vegetius Renatus într-o înlucrare a sa de Re Militari. Nu știu câți au înțeles lucrul ăsta. Dar în acel moment am avut răspunsul clar că Uniunea Europeană se pregătește de război. Haideți să vă arăt acum ce am vorbit eu în plen la această comisie, să vedem dacă e atât de grav ceea ce am spus eu. Bine că ăștia s-au oprit să vorbească ca să nu ne mai auzi, în special o fac ăștia. Da? Bun. Hai. Și înregistrarea a fost și pe live, pe toate conturile. Da, ai dat-o pe live, deci s-a putut face înregistrare live din comisie. Cine spunea că nu se poate, se poate. Este exact ca în Parlamentul României. Nu s-a auzit la început ce am spus. Am spus că vă ascult de ceva timp și, sincer să fiu, am crezut că sunt în Parlamentul Ucrainei, nu în Parlamentul European, din cauza discursurilor. Evident că acest discurs al meu, nu știu dacă vouă vi s-a părut ceva exagerat, dar... Ai vorbit foarte calm, foarte argumentat. Da, așa vorbeam și în Parlamentul României, când mi se dă microfon, am ce treabă. Au fost foarte supărați că mi-am permis să spun aceste lucruri. De ce? Pentru că cei mai mulți eurodeputați reprezintă interesele producătorilor de armament. Această comisie mi este clar că reprezintă cu totul alte interese decât ale industriei. Vreau să vă spun că pe mail-ul de europarlamentar am primit 10 de mail-uri de la industriași mari, în special din Germania, care sunt terminați de faptul că nimeni din Germania le răspunde. Apropo, grupul AFD, deși a fost solicitat să intervină, da, ca un grup, de către președintele Comisiei ITRE, nu a vrut să intervină. N-a avut nimic de spus, nici ca înscriere la grup, nici ca înscriere separat la discuții, cum am înscris eu. Iar eu sunt neafiliat, atenție, da? Și am intervenții în fiecare zi mai mult decât acești afiliați la niște grupuri. Bine, nu știu cât o să mai îmi dea cuvântul, dar având în vedere că sunt singura persoană care vorbește altă limbă decât ei. Era interesant să fii filmat, dar, mă rog, ți-a fost ție, nu știu cum, că tu ca asistent poți să ai probleme, să fii filmat toată sala, pentru că în momentul în care am luat cuvântul, absolut toți deputații s-au întors cu fața la mine și cu spatele la președinte. Nu, de-abia și vedeam cum deschid ochii, cum se uită unii la alții, cu o frică cumplită. Cei care au fost unii care tăceau, se uitau la mine și făceau... Poate se vede pe filmarea lor că mi-a scos-o. Nu cred, nici în Parlamentul României nu se face acest lucru. De-aia făceam live-uri, pentru că ei filmează strict persoana care vorbește și eventual președintele Camerei de Senatului sau președintele ședinței respective. Vă sfătuiesc și poate reușim să găsim registrarea, să o punem pe toată ședința. Ar fi foarte interesant, pentru că pe site-ul trebuie să învățăm pe oameni cum să intre, să-i anunțăm când avem ședințe. Am înțeles că următoarea ședință este pe 4 septembrie și apoi pe 12 septembrie. Acum se intră într-o vacanță și mi se pare că pe 5 am la FEM, la drepturile femeilor și identității de gen.
Hai să vezi când ai luat cuvântul și acolo. Deci, nu. Am un talent să-mi fac prieteni peste tot. Dar aș dori să vă întreb. Sunteți de acord ca Uniunea Europeană să investească miliarde peste miliarde pentru înarmare? Unde sunt banii care trebuie investiți pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, cercetării? Vreau să vă spun că a existat una dintre eurodeputate care zice, da, v-am auzit despre industria înarmării, dar despre cercetarea pe înarmare. Deci fii atent, nu cercetarea medicală, nu cercetarea pe învățământ, pe educație, nu cercetarea pe ridicarea nivelului de trai, nu cercetarea pe nivelul conștiinței și pe nivelul educațional. Nu. Ei vor cercetare pe înarmare. Cum să inventezi mai multe arme? Cum să inventezi mai multe sisteme, vezi, doamne, de apărare? Dar știți cum e chestia asta, că e cu duș întors? Că odată ce faci un sistem de apărare, ăla este și un sistem de atac. Cert este că la acest moment am înțeles foarte clar, ultimul a fost, zice, discursul colegii noastre din România a fost groaznic. De ce a fost groaznic? Că am vorbit despre pace? Că am vorbit despre faptul că în loc să vorbim despre cetățenii țărilor pe care îi reprezentăm, discutăm despre Ucraina, pe care, slavă Domnului, am ajutat-o cu toții cât s-a putut? De ce? Vreau să vă mai spun ceva. Aici s-a mai discutat o chestie foarte importantă și gravă din punctul meu de vedere și al multor oameni care au creier. Faptul că Uniunea Europeană este în subordinea NATO și a Statelor Unite ale Americii. De aceea spun că ar trebui să punem această ședință de azi pe toate canalele noastre, pentru că de pe site-ul Parlamentului European aveți inclusiv cu traducere în română, da? Sunt traducătorii care traduc și auziți direct în română. Vreau să le spun celor care spun de ce nu am vorbit în engleză, aici toți deputații vorbesc în limba lor. Și vă spun și de ce. Este un respect față de cetățenii care te-au votat, care sunt pe acest site și aud, pentru că ceilalți au căști, cum am și eu, și sunt traducători care traduc. Doi la mână. Este mult mai ușor să vorbești și să te încadrezi într-un timp limitat în limba ta maternă decât într-o limbă pe care ai învățat-o pe parcurs. Și atenție, traducerea poate să fie cu interpretări. Și atunci este mai bine să ai în limba ta maternă, că dacă vreodată ești acuzat că ai fi spus ceva, nu știu, împotriva legii sau că ai încălcat sau cine știe cum îți traduc ei discursul într-o altă limbă decât cea maternă, e bine să ai originalul și să spui, domnilor, asta a fost ceea ce am vorbit eu în limba mea maternă. Ceea ce a tradus traducătorul din limba mea maternă nu este problema mea. Interpretările țin de greșelile traducătorului respectiv. Pe mine mă buvânea râsul când fiecare lua cuvântul și spunea, ca să-i răspundem colegei noastre din România, bă, eu nu am vorbit cu voi. Eu am vorbit cu directorul general și cu președintele. Nu cu voi, că eu pe voi nu v-am auzit opiniile. Opinia colegei noastre din România este groaznică. Dar pe mine nu mă interesează opinia ta. E dreptul meu la liberă exprimare și la opinie. Deci se pare că în Parlamentul European, dacă ai o cu totul altă opinie și te exprimi pentru o altă idee decât cea pe care ei o agrează la unison, pentru că mi este foarte clar că ei vorbesc între ei și își aranjează ideile ca să fie pe aceeași lungime de undă, iar cei care au opinii diferite au opinii raportat la câtă producție de armament să faci, în care sunt domeniile în care să ajuți Ucraina, cât timp să... Am înțeles că vreo 5-6 ani va trebui să ajutăm Ucraina. Dar pe mine m-a îngrijorat faptul că Uniunea Europeană este
subjugată NATO și Statelor Unite ale Americii. Păi, nu eram noi o Uniune Europeană suverană și independentă și cu state suverane? Dar cea mai tare, deci de-aia vă spun, trebuie să auziți ce spunea directorul general. Da, când vorbea de împrumuturi. Și aici, într-adevăr, statele sunt suverane, dar vor trebui să se împrumute. Păi unde-i suveranitatea mea? Adică suntem suverane, dar nu suntem suverane. Ceea ce s-a întâmplat azi la ITRE vă demonstrează că tot ceea ce vă spun eu de atâția ani de zile este real. Suntem în război, într-un război cu totul neconvențional, dar suntem. Să știți că avem și români care au murit pe frontul din Ucraina, însă ca și în pandemie, au fost plătite familiile să tacă. Dar avem deja morți pe frontul din Ucraina. Soldați, evident, trimiși de România. Ați văzut că s-au trimis și ordine de încorporare. M-au oprit și aici cetățeni români care locuiesc în Belgia. Și când am fost la Strasburg, cei din Franța, și să-mi spună că și ei au primit ordine de încorporare și ce fac, pentru că ei nu pot să-și lase serviciu să se ducă în România să dea cu subsemnatul. Trimiteți o hârtie, spuneți că sunteți la lucru și dacă vor să vă trimită ei pe cineva de la ambasadă, să-și mai miște, da, picioarele și aia de la ambasadă, că de-aia plătiți cu o groază de bani sau de la consulate, să caute românii și să-i pună să semneze de prezență. Este foarte grav. Deci, credeți-mă, Clement m-a pus acum să fac live, de eu sunt foarte îngândurată, eu acum trebuie să reascult întreaga ședință și să îmi dau seama, trebuie să vedem și la a doua audiție și la a treia, să sesizăm amănuntele și să înțelegem care e următorul pas. Deci, cred că următorul pas al Uniunii Europene este că va impune băncilor să dea împrumuturi și probabil că se vor duce pe BERD, pe Banca Europeană de Dezvoltare. Da, dar dacă vor fi garantate de stat? Păi, bineînțeles că vor fi garantate de stat. Adică tot noi proștii trebuie să scoatem bani. Și vă întreb, vouă vă știți, acum înțelegeți de ce s-au mărit taxele și impozitele? Știți că de la anul, exact ce v-am spus eu, taxele și impozitele vor fi mărite cu 500%? Ați înțeles acum de ce? Pentru că trebuie să se cheltuie miliarde pe înarmare. Miliardele astea nu ai de unde să le iei. Gândiți-vă că noi suntem o țară care nu mai produce. Noi de-abia supraviețuim, noi avem jumătate din români plecați în afara granițelor țării ca să muncească, să poată să-și întreține familiile în România, ca să ce? Ca să dăm taxe și impozite pentru arme? Păi eu când i-am auzit pe aia 2 miliarde de obuze, mie mi s-a făcut rău. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Pe câte tancuri ne trebuie? Da câte mitraliere? Da câte gloanțe? Și atenție, vedeți că eu am făcut, găsiți pe fișa mea de senator, eu am făcut interpelare despre cum au distrus industria. Nu am avut timpul necesar să vorbesc despre absolut toate lucrurile astea. Am spus și eu pe scurt și așa, președintele a fost super drăguț, mi-a arătase că așa și am spus imediat. M-a lăsat să-mi duc discursul 2 minute. Chiar o să-i mulțumesc pentru asta. Era un minut, ca să înțeleagă. Un minut, da. Deci eu am avut un minut și m-a lăsat președintele de comisie 2 minute, 2 minute și ceva, cred că a fost. A fost peste 2 minute. Că mi-a făcut time-out și zic ok, imediat. Vezi ce înseamnă colegialitatea avocățească și faptul că am vorbit cu el ieri. Pentru că nici lui nu cred că-i convine. El e polonez. Țin minte în Polonia când am mers că în aeroport erau afișe cu haide să te încorporezi pentru a apăra democrația UE și nu știu ce, să te duci în Ucraina?
Deci, nouă ne-a trebuit ani de zile și distrugerea economiei naționale și renunțarea la suveranitate pentru a intra ca stat de plin membru UE. Noi nici Schengen-ul nu-l avem acum. Chiar am vrut la un moment dat, dar n-am mai avut timp să-i întreb. Presupun că le veți acorda și statutul de membru Schengen, direct, nu? Chiar dacă nu sunt stat membru UE, dar noi trebuie să-i considerăm și le dăm și Schengen. Hai, ca să fie ok. Foarte grav. Și încă o dată, sunt singur împotriva tuturor. Sunt singurul om care a vorbit despre pace. Sunt singurul eurodeputat care a avut curajul să se ridice și să spună, vă rog frumos, hai să facem pace, hai să facem toate diligențele să oprim acest cumplit război. Și pentru asta sunt arătată cu degetul, cu un discurs groaznic și cum îmi permit eu să vorbesc împotriva înarmării, păi înarmați-vă cât vreți, până în dinți, dormiți cu arma sub cearșaf, sau dormiți cu arma sub pernă. Țineți câte bombe vreți la voi. Mă, dar nu mă puneți să mă împrumut de miliarde de euro sau sute de milioane de euro pentru un armare. Adică în loc să ridic PIB-ul pentru învățământ la 6%, așa cum scrie în lege, eu tot ridic PIB-ul la înarmare și le-am spus, atenție, vă vorbește un reprezentant al unei țări care are graniță cu Ucraina și a fost sub ocupație sovietică zeci de ani. Cine e primul care cade într-un război? România. Apoi e Polonia. Da, Polonia își apără foarte bine. Da, normal, de ce a zis? Vă rugăm să ne garantați, unul dintre polonezi, vă rugăm să ne garantați împrumuturile. Noi achiziționăm armament, dar voi ne le garantați și ne le faceți pe termen lung, astfel încât să nu plătim mult. Păi, te crezi și eu. Și mai e Slovacia și Ungaria. Băi, fraților, de la patrioți a luat cineva cuvântul? Eu n-am auzit. Nici de la patrioți, nici de la AFD. Unde sunt ăștia? Păi vă dați seama că dacă eram în grupurile astea, eu nu scoteam un cuvânt din cauza lor? Voi înțelegeți că ăștia au căzut la pace? Păi eu vreau să-i scriu lui Orban. Vreau să-i scriu lui Victor Orban. Dacă el știe, ce fac deputații ăștia pe care i-a adunat într-un într-un grup? 80 și ceva? Păi e măricel? Păi al treilea, cred că. Acum. Iar RCR-ul, unde e aurul, a militat pentru un armare. Doar că unii spuneau că de ce numai anumite firme de armament? Să mai fie și alte firme de armament. Adică, important e să producem, da? Păi e groasnic, Clement. Eu sunt șocată. Eu am crezut că aud măcar un singur om în afară de mine care să vorbească despre pace. Sau care să spună după că susține ce ai spus tu. Corect. Este de acord sau e important de luat în discuție măcar. Da. Nu. Tot ce s-a spus este că nu se discută despre pace și dacă vrem pace, atunci ne pregătim de război. Da? Deci, si vis pace în parabelum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Deci ne vom înarma până în dinți. Deci, dragi producători, fermieri, ori vă reprofilați și faceți din spice gloanțe, ori dacă nu... Păi da, ce-mi pare că nu am mai avut timp să le fi spus, vă hrăniți cu gloanțe. Unde e industria alimentară aici? Unde... Și Comisia de Energie. Corect. Unde e vorba despre energie aici? Unde sunt minele? Unde este energia electrică? Deci, fraților, eu am înțeles un lucru. De acum încolo, tot ceea ce avem
vom da Ucrainei. Și atenție, nu pe bani, ci gratis. Eu sunt consternată, Clement, crede-mă. Nu mi-am închipuit că niciun om, cât suntem în sală, suntem vreo 36, scrie aici, plus substituenți, da? Să zicem că fi vreo 40 suntem cei care sunt eurodeputați în comisie, 40 și ceva. Acum am înțeles de ce cineva, nu știu cine, a vrut să-mi accepte intrarea mea în comisia ITRE ca membru titular. Pentru că știau, voi fi singura voce care va vorbi despre pace și care va lua apărarea și celorlalte industrii și altei cercetări decât de armament. Și știi că toți ne-am mirat. Păi, cum te-au lăsat să intre la ITRE? Da. Și de ce? E cea mai importantă. Că nu e specialitatea ta, adică nu. La liberă altceva. Nu. Sau, da. Deci, exact cum mi-au explicat și la FAM, că puteam să mă la PETI, la petiții, cum am fost și la aia, Comisia de Abuzuri, și s-a spus, vă rog frumos, sunteți singura care o să vorbească despre dreptul creștinilor. Nu mi-am închipuit că voi fi singura care va vorbi despre drepturile cetățenilor care ne-au trimis aici. Aici nu cred că vreunul dintre voi m-a trimis pe mine și nu cred că vreunul dintre cetățenii români, indiferent că au votat PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, nu cred că ne-ați trimis aici ca să votăm, să ne împrumutăm până nu mai putem pentru a produce armament pentru a-l da pe gratis Ucrainei. Nu cred. Apropo, mai e un independent, domnul Ștefănuță, care e în comisie cu mine. În timp ce vorbea directorul general, a venit la mine. Bună, Diana, a luat mâna. După ce m-a făcut albie de porci pe internet, da? Că așa știe. Zice, mai avem români pe aici prin comisia asta? Păi da, zic, mai e Virgil Popescu, uite-l acolo. Zic, și Nica. A, da, Nica. Bine, hai, pa, vacanță plăcută. Ceau, la revedere. Era și Virgil Popescu în sală. Deci, băi, pare rău că n-am înregistrat momentul când Virgil Popescu m-a văzut intrând și văzând că iau culoarul dinspre el. Uite, așa era. Adică, bună, să nu faci ceva, ceva de genul ăsta. M-am uitat așa la el. Nu aveți așteptări să existe altă voce în afară de a mea care să vă reprezinte interesele. Și o spun cu părere de rău. Credeți-mă, aș vrea să fac front comun cu toți ceilalți, bine, și lui pe comisiile lui. Da. Acolo nu se discută despre chestia asta. Aș vrea să colaborez cu ceilalți 31 de europarlamentari români, indiferent că vin de la PSD, PNL, USR, UDMR, Ștefănuți și așa mai departe, nu mai contează. Aș vrea să colaborez cu ei să oprim distrugerea României și a Europei. Aș vrea. Dar n-ai cu cine. Da, suntem 33 de europarlamentari români și din păcate doar 2 vorbesc despre drepturile României și ale cetățenilor români. Credeți că n-ar fi bine să colaborăm 30, indiferent, aș trece peste orice, doar pentru binele României. Aș trece peste injurii, peste insulte, aș trece peste toate mizeriile pe care mi le-au făcut și mi le fac în continuare. Aș trece peste orice, doar să văd că există un lobby pentru România. Nu există. N-ai cu cine. Îți vine să plângi, știi de ce? Pentru că asta înseamnă că eforturile mele pentru a lupta pentru România și pentru voi, cei care ne-ați votat pe toți, că aici nu reprezint numai un mic segment, aici reprezint România. Ei îmi spun, nu!
nu reprezinți România, reprezinți Uniunea Europeană. Nu, fraților. Pe mine nu m-a votat Uniunea Europeană. Pe mine m-au votat românii. Ei, atâți când m-au votat. 500 de mii, foarte bine. Pe Metzola au votat-o 40 de mii și președintele Parlamentului European. Cum e aia 40 de mii cu 500 de mii? Voi înțelegeți cum merge treaba aici? Și ce înseamnă asta pentru mine? Înseamnă că va trebui, ca eu și Luis, să ne împărțim cumva atribuțiile, nu știu cum, și să facem munca pe care am fi putut-o face 33 de persoane, să o facă doi. Știți ce înseamnă asta? Piu aseară, la 3, deși încă dau ochii în gură de somn, stăteam și citeam ce mi-a trimis Comisia ITRE să studiez. Vreo 60 ceva de proiecte, frate. Și trebuia să le citesc de pe telefon, pentru că laptopul dat de Parlamentul European nu merge decât cu Wi-Fi-ul Parlamentului European. Nu merge cu nici un alt Wi-Fi, pentru că, vezi, Doamne, sunt secrete și dacă intri pe alt Wi-Fi, îți blochează întregul sistem ca să nu fie accesat de către terțe persoane. Și mă chiombeam pe telefon, cred că m-a prins 5 dimineața, că nu mai eram în stare nici să mă scol dimineața să vin încoa. Păi, fraților, ce? Cred că rămânem ultimii în Parlamentul European. Păi și ce, da, cum rămâneai în Senat. Da, cum făceam în Senat. Au plecat toți. De azi au intrat toți în vacanță. Să mergem să-mi semnez și eu condica. Păi, sincer, mi-e vine să plâng. Nu îmi vine nici să râd. Nu sunt nici mândră de nimic. Mie-mi vine să plâng. Pentru că am un copil de 22 de ani. Și băiatul ăsta meu va trebui să plece la război. Pentru ce? Și copiii noștri ai tuturor peste 18 ani. Și frații mei. Și am trei. Vor trebui să plece la război. Și tații voștri și bunicii voștri până în 65 de ani vor trebui să plece la război. De ce? Pentru că ăștia reprezintă interesele unor industriași care produc armament. Și pentru că armamentul în această lume produce cei mai mulți bani. Și vă întreb, ce vor mânca oamenii? Nu numai românii. Ce vor mânca? Că dacă e război, iertați-mă, noi nu suntem Ucraina să avem război pe bucățică, noi o să avem război de o să ne ia dracii. Să mă ierte Dumnezeu. Mai avem și Marea Neagră, ieșirea la Marea Neagră. Dar bulgarii, prietenii noștri, care sunt în grupul cu AFD-ul, ei nu au luat atitudine. Dar unde e AFD-ul? A și spus, uitați-vă pe filmare. Deci chiar a fost super ok, președintele, vă spun. Se vede că e avocat. Permite respectarea principiului audiatur et altera pars. Să vorbească, să auzim și cealaltă parte. Asta cred că 30 de secunde să ajungă AFD, AFD sau cum, mă rog, nu știu, așa. Suveraniști. Nu suveraniști, da, suveraniști, AFD, suveraniștii. Unde sunteți? S-a uitat. Vreți vreunul dintre voi? Vreți nu știu ce? Mă, uitați-vă pe filmare. Omul a fost super ok. N-am ce să-i spun. Nu știu de la ce e, de la SD sau de la ECR e. Nu, el. Nu, de la PPE. PPE, da. Deci cum e de la PPE? Deci de la majoritate. De la Metzola și de la Ursula. Da. Băi, și a fost extrem de corect. Le patriot, le nu știu ce. Mi se pare că a luat una de la Le Pen cuvântul și a vorbit de faptul că trebuie și alte bănci să li se permite să dea împrumuturi. Bine, lasă. A, și a mai fost una care a spus că-s prea puțin bani pentru un armare. Donanțu, mă. Aia era, de la ECR. Și că trebuie și mai mulți bani pentru un armare. Păi ce facem, mă? Mâncăm gloanțe? Ne plimbăm cu gloanțele?
lasă partidele, că eu am citat noapte în toată presa europeană unde sunt comentarii și pe mediul online unde și-au postat marile publicații. Sunt mii de comentarii de la străini în favoarea ta. Am văzut. În franceză, italiană, germană, în toate limbile. Da. 3,9 milioane, pe, nu știu ce. Pe Euronews. Pe Euronews. Da. Pe Corriere de la Sera, pe la Stampa. 1,5 milioane da, pe Corriere de la Sera. Exact, și toată lumea... au conturi puternice, necenzurate. Exact. Și toată lumea e în favoarea ta. Toată lumea ține cu Diana Șoșoacă. În sfârșit avem un parlamentar european care ne reprezintă interesele... Nu ca ai noștri. Exact, toți spun asta. Deci toți spun ăștia. Zice, bravo România, ai trimis un europarlamentar care ne reprezintă pe toți. Fraților... Să le luăm, am dat să le punem, că deci lumea spune că nu... pentru că... Da. Ar trebui românii care mă înjură, ar trebui să vă fie rușine. Dar ca întotdeauna, străinii apreciază mai mult românii decât cei din țară. Și din diaspora, că sunt și din diaspora care mă înjură. Și acum cu mesajul de astăzi, cred că se va întâmpla la fel. Pentru că nu pot să gândească foarte diferit de români. Păi, crezi că e vreunul de la ei care ar vrea să plece în război? Sincer, sau să-și trimită copilul? Adică noi facem copii pentru ce? Pui, m-am chinuit să fac copilul ăsta. Și m-am chinuit să duc cu o sarcină până la capăt. Ca să ce? Adică noi toți ce facem? Am făcut copii, ne-am chinuit? Că toți, mă rog, foarte multe femei au complicații. Avem boli, avem tot felul de chestii. Părinți care... Poate n-au putut să facă copii până la 40 de ani și într-un final le-a dat Dumnezeu această posibilitate. Sau sunt cei care au făcut prin inseminare artificială. Bă, oameni care s-au chinuit. Păi, dar de ce nu plecați voi, europarlamentarii ăștia la război? Știți că sunt scutiți, nu? Știți că toți europarlamentarii și familiile lor sunt scutiți de a merge la război. Știți că și parlamentarii din România sunt scutiți să meargă la război. Și miniștri, și domnul președinte, și bla, bla, bla. Și știți că dacă intrăm în război, mandatul domnului Iohannis se prelungește. Cât e perioada de război? A fost unul care a zis, dacă iese Trump, atunci Statele Unite nu va mai acționa ca producător de armament și ca stat care se implică în Ucraina și atunci noi suntem nevoiți să rămânem singuri și ce facem noi singuri și cum și că, zice, trebuie să micșorăm timpul de a putea produce armament astfel încât dacă iese Trump să fim asigurați că singuri ne putem să facem fața acestui război. Deci de-aia vrea, de-aia Europa susține Kamala Harris, mă rog, sistemul ăsta al democraților, din Statele Unite ale Americii, pentru că e vorba de armament și de război și trebuie să aveți război? Păi deci aici, dacă vorbești de pace, ești arătat cu degetul, ești monstru moștilor, Baba Cloanța, Cotoroanța, care vorbește de pace. Deci în România cum e? Păi, deci asta e politica de la UE care efectiv vine și în România, la clasa politică. Acum înțeleg, asta e directiva. Directiva e înarmați-vă, trimiteți arme Ucrainei, dați-i totul pe gratis că este stat membru. Păi dacă îmi vine și NATO și spune, vă rog să considerați Ucraina stat membru, voi înțelegeți unde s-a ajuns? Deci directorul general la Comisia Europeană îmi spune că trebuie să consider Ucraina stat membru UE. Prin urmare, pe cale de consecință, și NATO, care de fapt asigură armamentul și apărarea Uniunii Europene, că de aici asta a rezultat azi aici. Că NATO este armata Uniunii Europene. Statele Unite, că ăștia conduc NATO. Și sunt disperați că dacă vine Trump la conducere, NATO pleacă, America pleacă și rămânem singuri cu Putin pe cap. Păi ți-o dă, frate, la cât i-ai dat. Stai că au mai zis ceva.
înăsprirea sancțiunilor față de Federația Rusă. Bă, nu le-a ajuns câți au falimentat. Și bani din confiscarea activelor. Da, și bani din confiscarea activelor, deci o să confiște tot ce au cetățenii ruși prin Europa, tot ce are statul rus, s-ar putea într-un final să se interzică și ambasadele Federației Ruse prin toată, prin toată Europa. Ce efecte vor fi? Păi în momentul ăla s-a terminat, nu mai există nicio calitate, nicio posibilitate de diplomație între toate aceste state, iar Federația Rusă, evident că, uite, am uitat să le spun, v-ați gândit că vă luptați cu BRICS? Asta am uitat să spun. Nici nu era timp. Ce să fac mai, ok, pentru că Putin are, dar vă spun vouă, Putin are China alături, are India, Coreea de Nord, Brazilia, Iranul. Fraților, voi ce înseamnă asta? Război nuclear. Pe mine mă... Deci eu nu înțeleg cum nu sunteți, cum nu înțeleg ăia de mă înjură. Și ce le-ai spus la sfârșit? Care a fost interesant. Păi n-am mai putut, am trântit-o. Zic că dacă vă este frică de Putin, mie nu mi este și nu e nicio problemă, eu vă pot reprezenta Uniunea Europeană în negocierile de pace cu Putin. Mă duc eu și vă reprezint. Și toată lumea a rămas fără aia. A rămas fără aia, erau toți să mă omoare, să mă... Da, din punctul ăsta de vedere, cu discursul meu e groaznic. Cum să zic eu că mă duc să negociez pacea cu Putin? Păi n-ați reușit voi. Cine reușește? Eu ce mă credeți că sunt? Agentul 007? Cine sunt? Bă, bune! Și eu nu omor, eu sunt creștină. Și eu nu omor pe nimeni. Și ca informație, Politico deja s-a interesat și de declarația de astăzi. Da, da. Politico fiind... Prima publicație, cea mai mare, influentă publicație din Parlamentul European și din Bruxelles, e publicația care a început să scrie despre tine dinainte de a ajunge aici. De la bun început ei au avut viziunea că tu o să contezi aici. Da, da. Au început cu lista aia unde erai pe primul loc, după aia... A celor mai extremiști, da, că sunt extrema extremelor extremiști. Asta a fost, deja au pregătit terenul. După aceea cu icoanele, au dat imediat cu biroul tău, cum ai prezentat cu icoanele, apoi cu declarațiile din Parlamentul European, prima cu tot cu războiul a fost, nu? Și a doua cu Ursula. Bortuța Ursula, da, așa, aia a fost. Da. Așteaptă să-ți iau un interviu. Da. Și acum sunt interesați de ce ai spus astăzi. Ce să fac și eu? Traducerea. Fac și eu politica uninerului. Noroc cu mine că se mai vorbește de pace prin lumea asta. Oamenii merită încurajați pentru că, uite, sunt înfometați de informație, de fapt. Păi sunt singura asta care le dau informații. De fiecare dată când faci un live, lumea vine și se distribuie. O să vă spun absolut tot, dar acum o să ne retragem pentru că am o întâlnire extrem de importantă care va arunca în aer iar politica europeană. Nu știu cum... Nu doar cea românească, deja nu mai e vorba doar nu de politica mai vorbim, românească. Nu, vorbim de politica și cred că la nivel mondial iar o să-mi pun o groază de state în cap. Dar lăsăm surpriza, o spunem după aceea, nu? Da, după, după. După. Dragilor, cam astea au fost știrile pe ziua de astăzi. Da, știu, am sute de mesaje cu... cel puțin pe telefonul meu, sute de mesaje pentru familiile cărora li s-au luat copii în toate țările și în România. Vă rog frumos, sunt doar eu cu Clement, atât, care ne ocupăm de aceste cazuri. Vă rog să aveți răbdare. Credeți-mă că a trebuit să mă ocup și de comisia asta. Încaut oameni să pot să-i angajez. A vorbit lui Isas cu Maticek, ăsta e din Slovacia. Băiatul acela tânăr care... Cel respins de grupul AFD și de Patrioți. E cel care stă lângă, care a stat lângă lui Isas la Strasburg. Băiatul acela tânăr. Vreau să vă spun că de două luni încearcă să-și angajeze măcar un consilier și nu îi permit ca răzbunare.
Eu de-abia acum, ai reușit până la urmă? Aproape de final. Ești aproape, după tine. Două luni. Hai că se tem de tine. Da. Da, ai semnat măcar? Da, da, da. De semnat ai semnat. Deci vreau să vă spun că mai aveam încă două persoane să le angajez. Nu acceptă decât cele care au lucrat în Parlamentul European și îi verifică la sânge. Eu cred că mă duc peste ei și le iau și pe Maticek lângă mine și mă duc peste ei pentru că în calitate de eurodeputat eu pot să aduc pe cine vreau, dar poate vreau să aduc din România niște copii tineri să facă să fie stagiari, că am primit solicitări. Băi, nu pot să-i aduc. Nu ne permit nici mie, nici lui Luis, nici lui Maticek, nici lui Krah. Nu, Krah nu are niciun consilier, nu i-au permis să angajeze nici un consilier. Stai mă puțin. Păi de ce voi faceți economie la noi? Acei 28.000 de euro care sunt rămân la Parlamentul European, dar ei plătesc direct. Da? Fiecare europarlamentar are 28.000 de euro. Are Parlamentul pentru consilieri. Deci la noi, la independent, se face economie că nu ne lasă să angajăm oameni. Nu vor. Și am o doamnă care ne-a tot ajutat și vreau să spun că au amenințat-o cu copiii ei că vor fi dați afară de la serviciu, că sunt aici în Bruxelles, dacă se angajează la mine. Ia? Da. Iar m-a pozat? Uite și ăla m-a pozat acolo, l-ai văzut? Da, ăla cu galben. Ăla cu galben, da. Mă pozează de acolo, de afară, na. Să mă pozeze. Dacă n-au mai văzut prințesă, văd acum. Hai să vedem. Hai. Vă pup. Doamne ajută. O să revin și cu... Dar nu, e groaznic. Revedeți acest live și o să vă punem înregistrarea... Discursului și o să punem și integral. Eu am pierdut câteva secunde până da. Am ajuns. Da, o să punem și integral... Primul cuvânt. Înregistrarea, dar vom pune și toată ședința, pentru că fiecare va trebui să asculte și să înțeleagă din punctul lui de vedere, nu să zică că îi manipulez eu. Nu, da? Vă iubesc. Doamne ajută. Voi face tot ce îmi stă în putință să nu intrăm în război. Doamne ajută. L-ai dispers. Excelență, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. A fost o onoare să vă cunosc. حضرتك يعني تشرفت بالحضور عندك كان شرف عظيم دعوتك لنا والحضور والمقابلة معك. Și tu în engleză. Your Excellency, it was an honor to meet you. Astăzi ne-am întâlnit pentru a discuta cum vom putea rezolva problema fâșiei Gaza și a Palestinei. اليوم اجتمعنا حتى نتحاور ونتحدث في قصة في إمكانية وجود حل أو حلول لقضية قطاع غزة. Având în vedere că today we held the meeting in order to find a solution on what's happening on Gaza Strip. În calitate de europarlamentar îmi ofer ajutorul în demersurile pentru pace din fâșia Gaza. بصفتي عضو في البرلمان الأوروبي بقدم قدماتي لوقف الحرب الموجودة في غزة. As a member in the European Parliament, I'm offering my services in order to stop the war in Gaza Strip. În calitate de cetățean român, fost senator și președinte al partidului SOS România, la fel vă oferim ajutorul, mai ales în numele prieteniei care ne-a legat atâția zeci de ani. باسمي واسم رئيس الحزب اللي أنا فيه وكنت عضو البرلمان والحزب ورئيس الحزب SOS اللي أنا فيه بقدم علاقة الصداقة الموجودة بيننا وبين العرب والفلسطين. Under my name and the name of the party that I represent, SOS, we are uploading also the relations that we have with Palestine and the Arabs. Și în mine veți avea un prieten care vă va ajuta cât îmi va sta în putință și cât mă va ajuta Dumnezeu să putem să stopăm nedreptățile care se fac Palestinei. بصفتي يعني الشخصية قد ما يعني بما أقدر عليه سأحاول قدر ما استطعت في خلال وجودي وحال وجودي في عملي أو
في وجودي هنا في 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 البرلمان ان اقدم جميع خدماتي لوقف هذه الحرب وتقديم خدمات اللي هي الصداقه بيننا وبين الشعب الفلسطيني. On my under my personal capacity and with my professional capacity in the parliament, I will try as much as I can to stop and to make effort to stop the war in Gaza and as well to enhance the friendly relations between our peoples. We would like to thank Her Excellency for coming to the embassy and for her visit and her solidarity. I'm honored to have a meeting with someone like Her Excellency who have this courage and they have and we had this ability to have this frank discussions. قليل ما نجد ناس مثل عندهم الشجاعة يدافعوا عن العدالة والشرعية الدولية والقانون الدولي. Entre adevăr că acum rar dacă găsiți un om ca dumneavoastră curajos să apară dreptății internaționale și pace. We are living in times where it is very rare to find such a person who are supporting and who are defending the international law. بالتالي بكون عندنا شرف كبير نشتغل مع بعض ونتعاون مع بعض. Avem mare onoare să colaborăm, să lucrăm împreună. It is our honor to work together and to cooperate together. وأنا صحيح وضعتها في صورة ما يحدث حاليا في الضفة الغربية في القدس الشرقية في قطاع غزة. V-am pus în viziune ce se întâmplă în Cisjordania, Ierusalim și Fishia Gaza. I briefed Her Excellency about the situation and what is happening in on Gaza Strip and in the West Bank. وبالتالي راح نكمل العمل مع بعض لنصل لحل لهذه المعضله. وسكمبليتام سنلكرام امبرونا بنترو افيني اتشاس لوكو. Hence we would work together in order to find a solution. واكيد نرحب كثيرا بالسيده الفاضله عضو البرلمان الاوروبي لزياره فلسطين ولقاء المسؤولين الفلسطينيين واطلاع الوضع على طبيعته. شي فاران بون غريت بدون فاسترا شي فاريتام سا فيزيتات فلسطين سا فيديت ca martor ocular să vedeți ce se întâmplă acolo, să vedeți situația pe moment acolo ce se întâmplă. And we are welcoming Her Excellency and inviting her to visit Palestine in order to see the situation on the ground. O să colaborăm împreună și mulțumesc mult. We will continue working. Thank you so much. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și așa cum am discutat, în luna august voi vizita Palestina pentru a vedea cu ochii mei și pentru a prezenta întregii lumi adevărul despre țara dumneavoastră care a suferit enorm de mult. في شهر 10 في شهر 8 ان شاء الله سازور فلسطين وحتى اشوف بعيني وارجي العالم كله اللي بصير في فلسطين لوقف لكل العداله لفلسطين. Thank you very much and on my capacity I will go in August to visit Palestine in order to show everyone and to show the universe what is happening on Palestine and to reflect the realities on the ground. Thank you. Okay.